Ai un tic verbal? Nu mi-am dat seama. Bine, cred tu mai că... mult cânti, deci nu știu când să... Da, nu prea... Nu vorbesc prea mult, mai degrabă prefer să cânt. Dar îți dorești să fii pe radiourile comerciale? Radioul comercial de acum nu este locul unde îmi doresc să fiu. Și pentru asta am căutat alte căi de a ajunge la oameni și o să caut în continuare. Pentru mine cea mai frumoasă cale este să merg să cânt. Bună, Alexandra, și bine ai venit! Bine te-am găsit! Ai terminat concertele? Nu, și sper să nu le termin vreodată. Acum pregătesc un turneu. Am avut pe 30 ianuarie două concerte consecutive la Teatrul Național și urmează să ducem și în țară pentru prima oară acest format de concert cu orchestră. Uh-huh. Și abia aștept. Tu ești din București? Eu am copilărit într-un orășel de la Dunăre, la 60 de kilometri de București, și am venit aici cu liceul. Uh-huh. Am mutat la liceul Lazar și de atunci am devenit bucureștean, ca să spun. Îți place sau nu prea? Că văd că nu o spui așa cu foc. Nu neapărat. Mi-am creat cumva așa o lume a mea, care nu e nici din București, nici de la Dunăre. Este o lume a mea și mi-e foarte bine acolo. Încerc cu fiecare concert să mi duc oamenii acolo. Uh-huh. Eu așa numesc această lume La capătul lumii. Așa se numește și albumul meu de debut. Și sper să ajung și tu la un concert. O, da, deci sper și eu. Oamenii reacționează foarte frumos. M-aș bucura foarte tare. De la ce vârstă cânți? La 5 ani mi-am dat seama că asta e ceea ce mi-aș dori să fac. Eu eram mai agitată un pic când eram mică. Așa. În sensul că mă cățoram peste tot. Și aveam un cireș imens în curte. Mă urcam în vârf și de acolo priveam mereu Dunărea. Mi se părea că ea leagă orașul meu de cel al surorii mele. Uh-huh. Și că asta o aduce cumva mai aproape de mine. Și de atunci mi-am dorit să fiu și eu ca o apă care leagă oamenii. Și așa am început să cânt. Primul concert când l-ai, la ce vârstă l-ai susținut? Cred că destul de târziu, era 2011, am urcat pe scena Teatrului Odeon, am fost invitat acolo la un eveniment, se numea Gala Femeia Contează. Uh-huh. Și am cântat Prețul Corect, un cântec scris de Walter Dionisie pe versurile Anca Iopescu și acel cântec cred eu că a fost foarte potrivit cu ceea ce eram în momentul acela și ceea ce cred eu că ți se potrivește cel mai bine și acum. Da? Spune-mi dacă tu și scrii versuri? Adică și compui? Sunt unele cântece la care mai scriu și eu. Uh-huh. La al doilea album am scris mai multe. Sper să mi le accepte Bobby. Bobby este soțul meu și compozitorul melodiilor. A, deci în familie, stai. Da, stai acum mai... spui mai mult. Deci în familie acum toată treaba. Compuneți împreună. Avem un Excel. Așa. În care ne punem teme. Ne scriem, e share-ul pe Google Drive și de fiecare dată, noi suntem aproape tot timpul împreună, dar atunci când nu suntem, deschidem acel Excel și spunem, uite, ar fi frumos să cântăm despre asta, ce părere ai despre subiectul ăsta, și așa ajungem la un numitor comun și de acolo se dezvoltă totul. Mai dispare câteodată vreun vers de acolo și îl înlocuiești tu? Sau s-a întâmplat și care ia ultimul decizia? S-a întâmplat și asta, dar nu de foarte multe ori. În timp, Bobby a reușit să mă citească, să spun așa, destul de bine și
este, știe. Da, este foarte interesant că nu te aștepți de la el, care pare foarte serios, adică este un om foarte serios și foarte determinat să ducă lucrurile la bun sfârșit, nu te aștepți să scrie o muzică atât de sensibilă. Uh-huh. Și cred că e o surpriză asta pentru oameni. Spune-mi ce vrei să faci cu muzica pe care o cânti, pentru că e sensibilă, este o muzică mai sensibilă, mai delicată, iar publicul, sunt convinsă că ai publicul tău, asta este clar, dar publicul în general, tot publicul, nu cred că e făcut pentru atât de multă sensibilitate. Și atunci tu unde te vezi? În primul rând, eu nu caut prin muzică succesul. Pentru mine muzica este ca să mă apropii de oameni și de lumea lor interioară. După concerte sunt mulți oameni care vin la mine și îmi spun: Alexandra, să nu te schimbi niciodată. Uh-huh. Și îmi dau seama că de fapt umplu un gol de normalitate cărora oamenilor nu le-a fost acoperit de ceva vreme. Și cred că asta e de fapt, reușita, uh-huh, faptului că am adunat în jurul meu niște oameni. Această putere de a rămâne normală și sinceră. Și până la urmă, acum îmi dau seama că probabil tu ești normalitatea, știi, în muzică, să zicem, pentru că până la urmă muzică de toate felurile auzim peste tot, dar atunci când cauți o muzică mai sensibilă și mai, știi, care să te apropie la, să-i placă sufletului, probabil că tu de fapt asta ai vrut să le transmiți, știi? Da, sunt oamenii care vin la concertele mele, sunt destul de tineri, destul de maturi, încât să nu ia ce li se dă la radio atât de des, încât să nu se impresioneze ușor de ce se mai vede, uh-huh, pe la TV. Uh-huh. Și sunt impresionată de faptul că sunt părinți, tineri care își aduc copiii la concerte și în continuare este liniște, copiii cântă, danșoaptă și nu țopăie nimeni, nu aleargă, oamenii stau ca la teatru. Surprinzător. Da, și ascultă la cele două concerte pe care le-am avut pe 30 ianuarie. Era atâta liniște încât aveai senzația că e teamă cuiva să nu spargă acel glob de cristal care se crease. Uh-huh, uh-huh. Este o atmosferă unică pentru mine și cred că tocmai de asta oamenii apreciază această calitate a spectacolului și a mesajului. Sunt foarte atentă unde mă duc să vorbesc despre muzica mea. Uh-huh. Nu doresc să apar cu orice preț oriunde. Dar la radio ești? Să știi că aceste două concerte din Sala Mare a Teatrului Național s-au vândut fără nici măcar o difuzare pe radiourile comerciale. Noi nici măcar nu am trimis cântecele acolo. Radio România este radioul care m-a adus în fața oamenilor, adică, uh-huh, adică muzica mea a fost difuzată de către ei, chiar la 3 luni de când am lansat albumul de debut. L-au și nominalizat la 3 categorii. Dar îți dorești să fii pe radiourile comerciale de acum? Din moment ce nu am trimis cântecele, cred că adică eu zic că îmi cunosc locul, mm, cel puțin. Comercial înseamnă să faci ceva ce cere toată piața. Da, dar nu să-ți schimbi tu muzica. Nu despre asta e vorba. E vorba să te duci pe un post de radio comercial, în sensul unde poți să asculți orice fel de muzică. Adică te-ai gândit că poate și acolo, dacă ajungi la radio, poate mai găsești și un alt public care nu te-a descoperit? Radioul comercial de acum nu este locul unde îmi doresc să fiu și pentru asta am căutat alte căi de a ajunge la oameni și o să caut în continuare. Pentru mine cea mai frumoasă cale este să merg să cânt. Uh-huh. În ultimii 3 ani am susținut peste 370 de concerte, tocmai pentru că eu consider că
dacă vrei să ajungi la oameni, trebuie să vii tu spre ei, în primul rând. Spune-mi ce faci în timpul liber. Shopping, film, ceva. Stăm foarte mult la studio. Adică se întâmplă rar să ieșim în afara studioului. Uh-huh. Și eu cred că ăsta e un noroc, pentru că trăim o pasiune din care am dezvoltat o profesie. Toate rezultatele astea se văd tocmai pentru că facem asta toată ziua, nu este un hobby. Uh-huh. Din asta trăim, asta ne umple viața și pe a mea și pe a lui Bobby. Și atunci când ne luăm un pic de timp în afara studioului, mergem să vedem concerte. Cu cine ți-ar plăcea să cânti? Un duet, așa, cu cine l-ai face? Mi-ar plăcea mult să vin în România Noua. Este o artistă izraeliană. Am ascultat-o anul trecut în Olanda și îmi rezonez foarte mult cu ea. Mi-ar plăcea să vin în România și poate să cântăm în limba română. Da, ea e pare destul de deschisă. Chiar m-am prietenit cu ea și atunci după concert. Da. Am descoperit că avem o cunoștință comună în România și îmi place că e un om simplu și foarte cald. Cu cine ți-ar plăcea din România să cânti? Știu că ai niște piese, mai ai niște piese cu Mircea Vintilă, da? Zic da, bine? Fiecare colaborare mi-a îmbogățit lumea, iar acest cântec cu domnul Mircea Vintilă, Ceva se întâmplă cu noi, cu atât mai mult. Uh-huh. El a și fost nominalizat ca cel mai bun duet al anului în care a fost lansat la Radio România. Dar cu cine ți-ar plăcea să cânti? În concertele de la Teatrul Național am invitat-o pe Narcisa Suciu. Uh-huh. Am cântat în premieră un cântec nou, se va afla pe al doilea album al meu. Se numește Teama. Uh-huh. L-am invitat și pe Alex Mușat, un excepțional chitarist. Cântă și cu vocea la fel de bine. La fel, voi avea și cu el un cântec. Da. Îl vom lansa în perioada următoare. Nu mă gândesc foarte des la colaborări. Principala mea colaborare pe care mi-o doresc întotdeauna este cu publicul. Ăla pe ăla l-ai sigur, stai liniștită. Internațional te-ai gândit? Nu ne-am gândit încă să mergem în afara țării. Nu am avut asta. Uh-huh. Deci o iei așa cu pași mărunți. Nu te grăbești nicăieri. Nu, chiar deloc. Nu. Nu? Spune-mi, pe ce site intri dimineața? Intru pe Facebook, ca toată lumea, să văd ce mi-au mai scris oamenii. Ce te face să dai unfollow? Of, din păcate mi se întâmplă asta, să dau unfollow. Mă deranjează când văd oameni care se ceartă, care au păreri total nepotrivite pentru un site de socializare, care ar trebui să te... Da, deci nu-ți place cearta pe acolo. Unde ai interzice telefoanele? Aș interzice telefoanele la masă. La teatru, la concert. Da. Da. Nu? Din fericire, nu mi s-a întâmplat niciodată să sune un telefon în timpul spectacolului. Oamenii știu că nu e. Doar de două ori mi s-a întâmplat să vorbească doi copilași, dar vorbea cu mine, deci era ok. Era liniște total. Vorbeau cu tine. Da. Ce nu ai face niciodată? N-aș putea să mint publicul. Contează foarte mult pentru mine această relație de sinceritate pe care o am cu oamenii. Pe scenă mă arăt exact așa cum sunt și acasă. Oamenii sunt casa mea și ar fi o dezamăgire mare față de mine dacă într-un moment, nu știu, aș face ceva ce nu... Ce n-ar trebui. Nu ar fi potrivit cu ce am făcut până acum. Ce nu ai mânca niciodată? Sunt multe cărnuri pe care nu le-aș mânca. Da? Nu prea mânci carne? Milă de animale. Ah. Da. Și deci nu ești pe acolo cu carnea? Mănânc, da, atunci când chiar simt nevoia. Uh-huh. Dar în rest, și asta poate puțin curcan sau pui,
Nu prea. Mi-e milă de animale. Da, da. Am înțeles. Ce țăcăneală ai? Nu știu dacă e o țăcăneală, dar am observat că oamenilor li se pare un pic ciudat. Înainte de concert, am foarte mare nevoie să stau singură. Uh-huh. Și imediat îi expediez dacă mă deranjează cu ceva și cred că li se pare un pic ciudat că brusc am devenit prea serioasă, prea blând și da, am devenit, plecați, lăsați-mă. Alta, mai ai? Ei, eu cred că da, am multe defecte, dar nu vreau să le știu oamenii. Nu sunt defecte. Țăcănelea e o țăcănelă, nu e un defect. Țăcănelele sunt și ele plăcute, să știi. Ai un tic verbal? Nu mi-am dat seama. Bine, cred tu mai mult cânti, deci nu știu când să da, mă... nu prea... Nu vorbesc prea mult, mai degrabă prefer să cânt. Slană cu ceapă sau ro-vegan? Ro-vegan am încercat 3 zile, la un moment dat. E bine, dacă ai încercat... Am fost e... într-o comunitate ecologică, am vrut să filmăm acolo un videoclip și ne-au dat să mâncăm numai frunze și, Doamne, a fost... Crunt. Deci, în condițiile în care noi aveam de filmat, trebuia... să ne concentrăm, a fost un consum mare de energie și... Trebuia să ții cărnița la pachet. Da. Vezi? Animalul da, câteodată mi-a fost are rostul lui. Poate și din cauza că a fost brusc. Și... Da. Spune-mi, ce nu ar trebui să spună o femeie despre ea niciodată? Eu cred că trebuie să spună ce simte și... Atât. Să nu uite de bun simț, de oamenii din jurul ei și că trăim într-o societate cu oameni educați și, în primul rând, să se respecte pe ea. Ce înseamnă succes pentru tine? Așa cum spuneam mai devreme, eu cred că succesul este să fii bine cu tine, să-ți știi locul și menirea și să nu încerci să fii ceva ce nu ești. Cred că asta e succesul în orice ai face. Și tu ai succes? Eu mă simt bine cu ceea ce fac. Mă simt bine că scena pe care am ajuns este din ce în ce mai mare și că am ajuns acolo fiind un om corect și sincer, n-am încercat să sar etape, să... Urmărez vreo rețetă. Ți-e teamă de succesul ăsta care cumva se mărește, așa, ia un pic de amploare. Începi să devii din ce în ce mai cunoscută. Ți-e teamă de succesul ăsta pe care l-ai? Nu. Nu. Responsabilitatea este mai mare atât. Dar trebuie să vină cu ceva la pachet și succesul. Și aia e responsabilitatea. Da. Dar teamă cred că nu... Nu ai de ce ar putea să vină. Nu, teama pe care cred că o avem mulți muzicieni este doar că poate nu e bine cum cântăm, nu e bine cum am pus acel vers în cântec. Și din cauza asta mulți preferă să nu facă. Și cred că e o mare greșeală să stai pe loc și să... Nu arăți oamenilor ce ai făcut, doar pentru că aștepți momentul în care, sigur, o să placă tuturor și... Da, da. Asta e așa, un vis. E un vis. Da. Deci urmează să ai concerte mai departe. Va fi prima oară când pornesc în țară într-un turneu cu bandul meu și o orchestră de cameră. Mi-am dorit mult de tot să aduc asta și publicului meu din țară. Voi ajunge la Iași, la Cluj, Timișoara, Constanța. Alexandra, îți mulțumesc foarte mult că ai venit. Îți doresc succes mai departe în turneu, că este și primul. Și am avut turneu, ăsta e primul cu orchestră. Primul cu orchestră? Da. Păi asta spun, succes în turneul cu orchestră, okay. În spate, cu band, frumos, live, că asta este cel mai frumos. Eu îți doresc succes și aștept și CD-ul numărul 2. Da, albumul acesta. Da, în turneu vom cânta 6 cântece de pe album și în toamnă sperăm să lansăm toate cântecele da? Pe care le-am pregătit, da. Îți mulțumesc foarte mult și să rămâi la fel de sensibilă. Mulțumesc! Că ești foarte caldă. Și tu.